Oficialitățile buzoiene au dezvelit astăzi bustul lui Vasile Voiculescu, unul dintre cei mai importanti scriitori români. Tot începând de astăzi, parcul în care este amplasat monumentul poartă numele Vasile Voiculescu. Lucrarea a fost realizată de sculptorul Bogdan Hoșbotă, conferențiar doctor la Universitatea Națională de Arte București. Costul bustului a fost suportat de municipalitate, fiind încadrat în planul de evenimente culturale dedicate centenarului Marii Uniri. Domnul prefect, domnule general, dragi invitați, sunt mândru ca primar al Buzăului să aducem un prinos de recunoștință acestui mare patriot român, Vasile Voiculescu. Luptător și în primul război mondial și unul dintre primii 5 scriitori ai acestui neam. Pe Vasile Voiculescu l-am așezat alături de ceilalți 11 buzoieni care au fost promovați pe tot parcursul acestui an și prin acel calendar de perete mare care există în fiecare sală de clasă din municipiul Buzău. La toate instituțiile statului și județul Buzău, la toate școlile, astfel încât să ne promovăm adevăratele valori. Și în acest an, și în anii viitori, vom face eforturi să scoatem în față elita acestui neam plecată de la Buzău. Acești oameni trebuie venerați în permanență. Ieri am vorbit cu nepotul domnului Vasile Voiculescu, Andrei Voiculescu, care, din păcate, din motive de sănătate, n-a putut veni aici, dar care se bucură foarte mult că își mai aduce cineva aminte de Vasile Voiculescu la el acasă. Dragi elevi, aceste mesaje sunt în primul rând pentru voi, pentru că voi trebuie să duceți mai departe istoria neamului. Este foarte important să simțiți că sunteți români, pentru că este foarte important acest lucru pentru a fi mai puternici. Vasile Voiculescu s-a născut la Pârscov și este considerat unul dintre cei mai mari oameni de cultură în istoria 100 de ani a României. A fost scriitor, poet, dramaturg, dar și medic militar, participând activ ca doctor în prima conflagrație mondială. De asemenea, în timpul regimului comunist, a fost deținut politic timp de 4 ani.